Bine, și dacă niciodată nu este prea târziu pentru a învăța, să știți că e prea târziu să mai mergeți la Bookfest, la Salonul Internațional de Carte, pentru că ieri ediția s-a încheiat, însă despre rezultate și despre impresii o să discutăm în această dimineață alături de invitatul nostru, domnul Igor Șarov, rector Universității de Stat din Republica Moldova și președintele de onoare al evenimentului. Bună dimineața și bine ați revenit! Bună dimineața și bine v-am regăsit! Mulțumim mult pentru invitație! Astăzi, practic, discutăm despre pogorârea paradisului literar în Chișinău, în Republica Moldova, un eveniment absolut minunat, 5 zile de euforie pentru cei pasionați de literatură. Sunteți mulțumiți de ediția din acest an? 5 zile de carte, 5 zile de evenimente. Eu rar când sunt mulțumit, vreau să cred că am un spirit critic, în primul rând, în atitudinea față de mine și în percepțiile față de anumite realizări, provocări, dar de această dată pot vă pune cu siguranță că sunt mulțumit. Sunt mulțumit de cei că sunt mulțumiți cei care au vizitat Bookfest-ul. Deci sunt mulțumiți și vizitatorii și participanții, presupun, și personalitățile care au fost, pentru că a fost o listă foarte frumoasă de invitați speciali. Foarte bine ați evidențiat, pe de o parte, editorii, vizitatorii, participanții și în acest an, ca niciodată, prezența înaltelor funcționari, înaltelor demnitari de stat, atât din România cât și din Republica Moldova. Și cred că această simbioză s-a asigurat reușita demersului. În primul rând, cuvântul împreună cred că ar fi trebuit să fie unul din motorurile principale ale organizării unei asemenea evenimente și pot spune acum o opinie subiectivă, vreau ce-și spune de cum așa colegii, un târg excepțional, așa cum nu a fost. De fapt, de fiecare an am încercat să aducem ceva nou și să fie un târg mai bun ca în anul precedent. Impresia atât a organizatorilor, a Asociației Editorilor din România, Uniunii Editorilor din Republica Moldova, multiplor participanți, vizitatori la acest eveniment, ne spune că am reușit. Eu tare aș vrea să cred că toate cărțile care au fost procurate în timpul Bookfest-ului din acest an vor fi citite, pentru că asta ar însemna că avem o societate cultă, avem o societate elevată, iar ieri a fost ziua dedicată copiilor. Copiii erau foarte entuziasmați, au avut la dispoziție mii, zeci de mii de titluri. Ați fost și dumneavoastră în febra evenimentului, ați reușit să interacționați cu vizitatorii. Știți ce am auzit eu în culise? Că durează prea puțin. V-ați gândit eventual la extinderea Bookfest-ului? Durează puțin, este un termen care poate fi comparat cu organizarea acestor târguri în altă parte. Așa. 5 zile, așa, de miercuri până duminică, dar dorim să ridicăm la un nivel calitativ nou, cu un număr mai mare de editori, cu mai multe titluri de carte. Dar din ceea ce am spus dumneavoastră, ați despre că un gând foarte important. Noi avem un public elevat și asta au remarcat o parte a editorilor și cumpără cărți grele de filozofie, de spiritualitate, eseistică, spiritualitate. Un număr impresionant de oameni din domeniul culturii, nume grele, care au vizitat salonul de carte și de pe această care să le mulțumesc, dar aceste vizite nu ar fi posibile fără de susținerea partenerilor noștri, Departamentul pentru Relații cu Republica Moldova, care a asigurat prezența a editorilor din România în Republica Moldova, dar și locația pentru editurile din România și Republica Moldova și, în schimb, editurile au donat Bibliotecii Naționale carte, care ajunge în bibliotecile din Republica Moldova, Institutul Cultural Român, un partener tradițional care a asigurat o prezență, pot spune ca niciodată, a numilor grele din domeniul culturii din România, din domeniul cărții, cinematografiei, jurnalisticii și observ an de an o atenție sporită lansărilor de carte, atât în spațiul Mediacor, cât și online. Vreau cu această ocazie să mulțumesc tuturor celor care ne-au susținut, inclusiv Moldova 1, din punct de vedere mediatic, fiind cuvântul împreună, repet, este unul din motorurile principale care asigură reușita acestui demers. Bibliotecii naționale. L-ați avut aici în studio pe
domnul Sergiu Harea, președintele Camerei de Comerț, care m-am întâlnit în coridor, care a asigurat o mare parte a logisticii acestui eveniment legat de transportare de carte. Și dacă ați observat ca niciodată prezența a înalților oficiali. Exact. Președinți de țară. Și împreună copiii veneau. Primul ministru al Republicii Moldova, președintele Parlamentului. Am avut prezență la deschiderea evenimentului a miniștrilor culturii, miniștrilor educației din România, respectiv Republica Moldova, consilierii prezidențiali, cei ce vorbește despre o creștere a interesului pentru acest eveniment. Dar în acest an, în special ceea ce mă bucur și cred că în premieră pot să spun astăzi, cifrele vor mai fi actualizate, avem o creștere în jur de 25% de a vânzărilor de carte pe parcursul acestor zile. Și aici mă încredințez, discutam cu colegul dumneavoastră acum o săptămână când prezentam Bookfest-ul și ziceam că avem un public elevat și la Chișinău se citește. În acest an s-a mai demonstrat cu prisoțință acest fapt. Și cred eu și reducerile masive de carte de la 30% în sus s-au făcut să asigure reușita acestui demers și prețuri viabile pentru diferite categorii, copii, studenți, oameni în vârstă. Aceasta au remarcat-o toți vizitatorii Bookfest-ului. Vreau să revenim un pic la sporirea interesului din partea demnitarilor de stat care au venit la aceste evenimente și toată lumea este obișnuită cu prezența acestora la inaugurări, la astfel de festivități. Trebuie să remarcăm însă că nu au venit doar pentru a tăia panglică sau pentru a discuta. Au ieșit cu cărțile în mână, cu pungi, așa, destul de încărcate. Consistente. Exact. Deci vorbim aici nu doar de interes, dar și de participare propriu-zis. Vreau să-mi spuneți dacă sunteți mulțumiți și de selectarea editurilor care au participat, pentru că trebuie să recunoaștem, atât în Republica Moldova, cât și în România, sunt mai multe. Au fost selectate puțin peste 30. Deci, întrebarea dumneavoastră se împărțește în două. Prima, vis-a-vis de participarea înalților demnitari și subscriu. Într-adevăr, nu doar cu tăierea a poundage. Au venit împreună cu copiii, sau au venit singuri, au venit și au procurat carte. Fiindcă sunt oameni ai cărții și aici nu poate să existe alte răspunsuri la întrebări. Dar în ceea ce privește cea de-a doua parte a întrebării, Cu selectarea editorilor. Este un subiect care ține de Asociația Editorilor și de Uniunea Editorilor din Republica Moldova și de anumiți termeni. Deci a fost indicat un termen, să zicem, până pe data de 1 august, dacă nu mă greșesc, în care puteau să depună ofertele editorilor pentru participare. Și în funcție de oferte, Asociația Editorilor și Uniunea Editorilor din Republica Moldova și România respectiv, le propun metrajul pentru fiecare din târguri. Clar că acesta este în funcție de spațiul expozițional disponibil care există la Mediacor. Ceea ce am remarcat majoritatea expozanților acesta este plasarea Mediacor, Universitatea de Stat din Moldova, în centrul orașului, în imediată vecinătatea principalilor obiective culturale din Chișinău, fie că e Muzeul de Istorie, Muzeul de Arte, Muzeul de Etnografie, Biblioteca Națională, partenerul tradițional acestui salon, Muzeul Literaturii Române, ceea ce le permite nouă respectiv să lansăm cărțile nu doar în pavilionul central, dar și în aulile universitare, ori în muzeile de care am vorbit. Spre exemplu, la Biblioteca Națională în acest an au avut loc peste 40 de lansări de carte. Aducerea numelor grele din literatură, dar ceea ce în special mă bucur mine, întâlnirile intelectualilor de la Bookfest. Da. Se întâlnește multe lume bune și zilele sunt aceleași pe de o parte, da, de întâlnirea multe lume bune, dar în același timp diferite prin lansările de carte care se organizează. Zicem, ziua duminică a fost ziua copiilor. Da. Da. Și a părinților. Și a părinților, exact. Eu credeam că pierd copiii acolo pentru că erau prinși în această frumoasă atmosferă și părinții au găsit cărți. Știți ce vreau să-mi spuneți? Ați discutat probabil și ieri și astăzi o să continuați discuția cu cei din România care au venit. Au plecat cu mașinile încărcate înapoi sau au lăsat multe aici? Nu prea. Și aceasta pot să vă confirme și președintele, director executiv al Bookfest-ului, domnul Mihai Metrică, cu care am avut discuții
până aseară, până la orele 8, pentru a face anumite bilanțe și căreia vreau să-i mulțumesc foarte mult. Este o personalitate dedicată cărții și în mare măsură domniei sale, colegul meu de la Universitate, domnul Sergiu Buțolin, să ține o parte părții tehnice a organizării acestui eveniment, de rând cu alți actori care s-au participat la organizare. Deci, de asemenea, vreau să mulțumesc în acest an și partenerilor noștri, proiectului FTI, care au asigurat problemele de comunicare. Cred că și comunicarea în acest an despre Bookfest a fost una tot foarte bună, care a asigurat, repet, reușita demersului. Foarte variate titlurile în acest an, ca niciodată. Discutam și cu dumneavoastră, începând cu Harry Potter, de exemplu, și în acest an au apărut deja titluri ce vizează războiul din Ucraina, biografia lui Volodymyr Zelensky. Deci puteai să stai acolo ore în șir și să uiți, practic, că ai un ceas pe mână și trebuie să mai și mănânci. Când o să înceapă pregătirile deja pentru ediția următoare? Pentru că lumea deja așteaptă. Am început aseară. Foarte drăguț. Ador astfel de răspunsuri. E complicat, nu? E foarte complicat. Este foarte complicat, este o muncă, știți, când în pregătirea unui eveniment a organizatorilor, o muncă parte de sub iceberg-ul care nu se observă, dar una foarte, foarte plăcută atunci când vezi reușita acestui demers. Eu sunt sigur că pentru anul viitor vom avea un eveniment și mai bun ca în acest an. Dacă observați, a doilea an consecutiv, noi vorbim despre creșterea a vânzărilor de carte, de acum pentru editori, ceea ce nu poate să ne bucure. Consumatorii vorbesc despre numii grele care vin la lansările de carte, despre faptul că pot să-și procure după buzunar literatură. Exact. Și diferite categorii. Veniți la lansările de carte, istorice, persoanele din domeniul literaturii, a psihologiei. Avem foarte mult literatură de dezvoltare personală. Uh-huh. Și la anul viitor mai este un moment, cred că semnificativ. Vă spun dumneavoastră, cred că acum în primieră n-am declarat la televiziune. Chișinău a fost selectat pentru organizarea Congresului Național al Istoricilor Români, care va avea loc, deschiderea care va avea loc în aceeași perioadă cu Bookfest-ul. Deci la anul viitor, primele zile, vom avea foarte multe nume importante din domeniul istoriografiei care își vor prezenta lucrările sale. Absolut fantastic. O declarație care să știți că o să rămână așa cu caps lock în capul nostru, pentru că o să așteptăm acest mare eveniment. Domnule Șarov, noi vă mulțumim tare frumos pentru efortul depus, pentru calitatea evenimentului, pentru prezență și în această Eu dimineață. Trebuie să vă mulțumesc foarte mult, fiindcă facem un lucru comun. Contează foarte mult lumea să creadă. Da, cetățenii Republicii Moldova sunt tot mai mulți alături de acest eveniment central, nu o să mă tem de aceste cuvinte, cultural, în domeniul cărții. Așa să fie și ediția viitoare. Între timp, mult spor în tot ceea ce faceți, iar pe dumneavoastră vă invit să rămâneți alături. Bună dimineața, continuă!